Slăviți să fie Domnul! Vreau să citesc câteva versete, dacă vreți să vă ridicați. Tit, capitolul 2. Tu însă vorbești lucruri care se potrivesc cu învățătura sănătoasă. Spune că cei bătrâni trebuie să fie treji, vrednici de cinste, cumpătați, sănătoși în credință, în dragoste, în răbdare. Spune că femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare cuvincioasă, să nu fie nici clevetitoare, nici de date la vin, să învețe pe alții ce este bine, ca să învețe pe femeile mai tinere să-și iubească bărbații și copiii, să fie cumpătate, cu viață curată, să-și vadă de treburile casei, să fie bune, supuse bărbaților lor, pentru ca să nu se vorbească de rău cuvântul lui Dumnezeu. Sfătuiește de asemenea pe tineri să fie cumpătați și dă-te pe tine însuși pildă de fapte bune în toate privințele. Amin. Vă rugăm să le ocupați locurile. Mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră. Un pic sunt stingher pentru că eu nu știu să țin conferință. Dar un frate m-a încurajat și mi-a spus, mă, ai o predică bună din nuntă? Măi, predic din nuntă am, nu știu cât îți de bune. Apoi predică așa ca la nuntă. Și asta e conferința. Eu unde am mai fost prin adunări, am fost solicitat să am un cuvânt de învățătură, de sfătuire pentru unele familii. Și am întrebat, există probleme în familiile noastre, probleme conjugale? Am încercat să fac un sondaj de opinie și părerea a fost unanimă, sunt mari probleme între noi. Și am mers cu întrebarea mai departe, dar de ce sunt atâtea probleme între noi, pocăință? Răspunsurile au fost diverse. Cineva m-a dus la o lecție de matematică, mi-a spus, frate Dragoș, când erai tu mic, în sat erau 30 de familii de pocăiți, acum sunt 300. E normal să fie mai multe probleme. Alții mi-au spus, domnule, societatea în care trăim noi e mai reacă înainte, mai stricată, mai pervertită. Și ne afectează și pe noi. Unii mi-au spus, frate Dragoș, în familiile noastre nu o să mai trăiești pocăința așa cum ar trebui trăită. De ce avem probleme? Și răspunsurile au fost în continuare altele. Eu am încercat să răspund la lecția cei din matematică că suntem mai mulți și trebuie să fie probleme mai multe, nu sunt de acord. Nu trebuie respectată proporția matematică. Că Domnul Iisus a avut 12 ucenici și din ei au avut unul care l-a vândut. Mă întreb eu, dacă avea 120, câți erau? Și am întâlnit 120, exact așa, în odaia de sus a lui Ioan Marcu și toți au primit Duhul Sfânt. Deci nu mai era proporția respectată. Putem să avem 1000 de familii în adunarea din Betania aici și toate să fie familii bune și sfinte. Doamne ajută-ne! Acum, că societatea e mai stricată, recunosc. Noi suntem lumină, suntem sare unde ne-a pus Dumnezeu, nu știu cât putem schimba. Asta o recunosc. Că în familiile noastre nu se trăiește pocăința la standardul pus de Dumnezeu, trebuie să o recunoaștem. Eu cred că aici putem lucra un pic. Că nu putem noi, europeni, să mergem la Bruxelles că dau legi greșite, că nu ne ascultă nimeni. Dar la mine în casă, la mine în familie, pot trăi pocăința. Și Dumnezeu să ne ajute. Amin. Mai era acolo un răspuns, spunea unii, că tinerii tratează în mod superficial căsătoria. Să căsătoresc, dacă nu merge, mă divorțez, și asta nu e o învățătură după Scriptură. Dar eu nu am mers pe sondajul ăsta de opinii, când am auzit că trebuie să vin la dumneavoastră, să țin un cuvânt de învățătură, m-a rugat Domnul și m-a rugat mult. Și Dumnezeu mi-a dăruit un verset pentru dumneavoastră, pentru astăzi. Un verset care vizează mântuirea noastră de obște. Dar eu aș vrea acest verset să-l aplic în viața de familie. Și
Am citit ce spunea Tit, capitolul 2, tu însă vorbește lucruri care se potrivesc cu învățătura sănătoasă și spune că cei bătrâni trebuie să fie trești, vrednici de cinste, cumpătați, sănătoși în credință, în dragoste și în răbdare. Am luat doar partea finală a versetului și vreau să o aplic așa cum spuneam în viața de familie. Familia să fie sănătoasă, în credință, în dragoste și în răbdare. N-am pus niciun titlu, e prima dată când împărtășesc versetul acesta cu cineva, aplicându-l la viața de familie, dar fiindcă Domnul mi l-a dat pentru voi, am vrut să ascult de Domnul. Cum arată o familie sănătoasă în credință? Eu mă uit la un om și îmi dau seama dacă e sănătos sau bolnav după cum se raportează la regimul alimentar. Știți că oamenii bolnavi nu pot mânca? Culmea ironie, când e sănătos și flămând, înduri foame și când ești bolnav, toți vin la tine cu prăjituri, cu sucuri, să le pune pe noptieră, tu nu poți lua o gură. Pentru că ăla bolnav nu poate mânca sau e foarte selectiv în ceea ce mănâncă. O familie e sănătoasă sau mai puțin sănătoasă în funcție de cum se raportează la hrană. Și acum eu, credința e sănătoasă. Cum mă raportez eu la o credință sănătoasă? Poate fi cineva bolnav în credință sau poate fi o credință bolnavă? Am întâlnit în Scriptură, aseară mi-a arătat Domnul pentru o biserică și le-am spus un cuvânt de cunoștință legat de credință. Unii au credință, dar e zadarnică. Au credință, dar nu-i cu o credință să-i ajute. Pentru că spune Apostolul Pavel în Fapte 20:21, eu v-am propovăduit pocăința față de Dumnezeu și credința în Iisus Hristos. Asta e ordinea, pocăință și credință. Unii încearcă să ajungă la credință, dar fără pocăință. Și când în casa noastră încurajăm credința, propovăduim credința, dar fără pocăință, credința aceea nu face bine familie. Sau spune Iacov 2:20, credința fără fapte e moartă. Și alte credințe, da? Hai să luăm o credință autentică, reală, adevărată și modul cum mă raportez eu la credința asta, ca eu să fiu sănătos în credință. Ca să fiu sănătos în credință, am să vă spun un verset vis-a-vis de regimul alimentar. 1 Timotei, capitolul 4, versetul 6. Dacă vei pune în mintea fraților aceste cuvinte, vei fi un bun slujitor al lui Hristos Iisus, pentru că te hrănești cu cuvintele credinței și ale bunei învățături pe care ai urmat-o până acum. Cu ce trebuia să se hrănească Timotei? Cu cuvintele credință. O familie sănătoasă consumă multe cuvinte ale credinței. Și în Roman 10:17 spune, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Deci eu testez sănătatea unei familii, sănătatea în credință, după consumul de Scriptură. Câtă Scriptură ai la tine în casă? Dimineața, la amiază, seara? Cu cât ai mai mult cuvânt, cu atâta vei avea mai multă credință. Credința autentică vine în urma auzirii, dar auzirea trebuie să vină din cuvântul lui Dumnezeu. Și acum vă întreb, câtă Scriptură consumați dumneavoastră în casă? Are Scriptura un loc de cinste? Cuvântul lui Dumnezeu are în el putere.
Psalmul 33:6 spune, cerurile au fost făcute prin cuvântul lui. Versetul 9 spune, el poruncește și ce poruncește ia ființă. Luca 1:37 spune, niciun cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu nu-i lipsit de putere. Matei 24:35 spune, cerul, pământul vor trece, cuvintele mele nu vor trece. Apocalipsa 14:6, am văzut zburând prin mijlocul cerului un înger cu o evanghelie veșnică. Cum te raportezi tu la evanghelia aceasta? Oameni buni, familia în care se consumă mult cuvânt, multă scriptură, e o familie sănătoasă în credință. Ne facem timp de știri, ne facem timp de filozofii, ne facem timp de povești, ne facem timp de tot felul de conversații și nu ne facem timp de scriptură. La început era cuvântul, Ioan 1:1, și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Dar în versetul 14, și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre oameni plini de har și de adevăr. Când s-a făcut cuvântul trup? Când s-a născut Domnul Iisus. Când s-a născut Hristos, cuvântul care era în cer și era cu Dumnezeu și era Dumnezeu, s-a născut în ieslea din Betleem, a locuit printre noi plini de oameni de har și de adevăr. Dar a trebuit acolo inițiativa lui Dumnezeu și acceptul Mariei. Că a venit un înger la Fecioara Maria, o salutat, i-o dat binețe, plecăciune ție, că s-a făcut mare har, vei rămâne însărcinată, vei naște un copil, numele lui va fi. El spune, dar eu nu știu de bărbat, cum se face? Duhul Sfânt te va umbri și puterea cea lui prea înalt va fi peste tine. Și eu mă uit la Maria, îngenuncheată, o fecioară curată și sfântă. Nu-i acolo rabinul, nu-i acolo nici Iosif, nu-s acolo nici părință. Și îngerul nu pleacă înapoi, așteaptă un răspuns de la Maria. Și Maria spune, roaba ta, facă-mi se după voia ta. Și ia îngerul răspunsul și îl duce în cer și strigă cerul de bucurie. Se împlinește planul lui Dumnezeu. O trebuit inițiativa lui Dumnezeu și acceptul Mariei. Vorbim de cuvântul Scripturii. Te hrănești cu cuvintele credinței și ale bunei învățături. Ce trebuie? Inițiativa lui Dumnezeu. Hristos ne-a adus cuvântul, ne l-a adus nouă. Oamenii l-au tipărit și l-au pus în casă. Acceptul tău este ca să ia ființă cuvântul, să se întrupeze cuvântul în tine. De ce sunt atâtea predici? Eu am calculat la cumpăna dintre ani și am spus, oameni buni, 50 de predici pe duminică. Adică 50 de duminici, una dimineața, una seară, 100 de predici, una marți, una joi, 200 de predici într-un an. Suntem mai buni acum ca anul trecut pe vremea asta după 200 de predici? E o cerere și un consum enorm de predici pe internet, de cântări, de prorocii, de ce vreți. De ce nu ne schimbăm? De ce nu suntem mai tari și mai buni? Cuvântul trece pe lângă noi. Cuvântul n-a luat ființă, nu s-a întrupat în noi, de aceea. Urmărim predicile ca niște curioși, ca cei din Areopagul, din Atena, dacă e ceva nou. Mă duc într-o biserică, un frate dă mâna cu mine, pacea Domnului, frate Dragoș, eu știu toate predicile tale. Și la ce mai chema dacă le știi pe toate? Poate ai ceva nou. Nu, nu, Scriptura e la mine veche în casă. Scriptura e veche în casă. Știți de ce? Nu a luat cuvântul, nu s-a întrupat în noi, nu i-am dat noi acceptul. Mă rog astăzi, frați și surori, familii care sunteți aici, puneți mâna pe Scriptură. Faceți un program de citire, să vă fie dragă Scriptura. Am mai spus eu altă dată, scrisoarea de dragoste a lui Dumnezeu e aici. Eu sunt bătrân. Când eram la liceu, prieteneam cu o fată, făcut liceul la Brașov, schimbam scrisori. 3 zile făcea scrisoarea până la Suceava, 3 zile făcea înapoi. Cam o dată pe săptămână primeam o scrisoare. Știu și cum erau plicurile și tot. Mă duceam la poartă, acolo la portar și vedeam Croitor Dragoș, luam scrisoarea.
Și până ajungeam în cămin, o desfăceam și o citeam. Odată, știu că citeam și am dat cu capul de perete. Dar nu m-am supărat, m-am întors și am citit mai departe. Niciodată nu mi-o dat prin minte când primeam joi scrisoarea să o țin să o citesc duminică după amiază, dacă o avea timp. Așa cum facem noi cu Scriptura. O familie sănătoasă e o familie care mănâncă sănătos. Și ca să fii sănătos în credință, trebuie să te hrănești cu cuvintele credinței, adică cu Scriptura. Dacă ați citit mai mult în Biblie de astăzi înainte, venirea mea până în America nu a fost zadarnică. Domnul să ne ajute! Aici avem făgăduințele lui Dumnezeu. Treci prin boală, prin necaz, ești amenințat, ieri eu pe de Scriptura, Isaia 43, cu cât? Cu 4. Pentru că te prețuiesc, pentru că ai preț în ochii mei, dau oameni pentru tine și popoare. Așa ne iubește Dumnezeu pe noi. V-ați hrănit cu promisiunea asta? Ajungi bătrân, copiii sunt îmbrășteți în tot America și n-are cine te îngrâie. Eu mă duc Isaia 46, 3 și 4. La tinereța voastră și până la cărunteța voastră v-am purtat. V-am purtat și încă vreau să vă mai port. Și pe aceea de 80 de ani, și pe aceea de 90 de ani. Dumnezeu ne-a purtat de grijă și vrea să ne mai poarte. Luați făgăduințele astea ca o hrană pentru voi? O venit 10 iscoade și o descuraja poporul. Și o sărit Iosua și Caleb în mijlocul lor. Nu erau canibali ăștia doi oameni. Dar au spus acolo Filo, Anac, oameni mari. Știți ce? Le spune el la ceilalți. Noi îi mâncăm. Îi mâncăm. Sunt greutăți mari, probleme. Eu iau cuvintele credinței și cu astea ies mai mult ca biruitor. Doamne ajută-ne la astea. N-ați avut experiență până acum. Nu v-a ajutat Dumnezeu de atâtea ori. Nu găsim în Scriptură hrană, ne alimentăm credința noastră. Primul gând care l-am pentru o familie sănătoasă în credință e să se hrănească cu cuvintele credinței. Doamne ajută! Asta înseamnă că asimilează Scriptura. Așa cum mâncarea merge în organismul nostru, am auzit că e un student la medicină, să nu spun o prostie, așa cum mâncarea merge în organismul nostru și sângele o duce în toate celulele și acolo are loc o explozie, așa care aduce energie și pot să mă mișc, așa și hrana asta, cuvântul, trebuie să ajungă în omul din lăuntru, peste tot. Cuvântul trebuie să ajungă în toată casa, în toată familia, la cel mai mic copil. Și el trebuie să știe ceva din Scriptură. Asta înseamnă sănătate în credință. Deci hrana asta trebuie asimilată. Eu îmi dau seama de sănătatea unei familii după câtă Scriptură se consumă în casa aceea. 2. După ce am asimilat Scriptura, am primit putere de la Dumnezeu, de acum familia asta are activitate. Ea acționează, ea își demonstrează. Eu m-am încercat, 2 Corinteni 13 cu 5, pe voi înși vă încercați-vă, pe voi înși vă cercați-vă dacă sunteți în credință. Și eu am pus aici un test, consumul de Scriptură. Ei, după ce am asimilat o Scriptură în mine, de acum am putere, am energie, că un om bolnav sau sănătos, îl verifici și după capacitatea de muncă. Știți că unii bolnavi nu pot lucra deloc? Altul lucrează mai puțin? La voi, în casă, în adunare, în familie, e mult lucru pentru Domnul? E mult? Prin asta testez eu sănătatea în credință a unei familii. Și începem, dacă vreți, prin vorbă. Un om credincios are cuvinte care conțin în ele calorii. Corinteni 2, 13, am crezut, a doua, am crezut, de aceea am vorbit. Și noi credem, de aceea vorbim. Ce expresie folosești în vocabular? Eu am găsit în Biblie niște bombe calorice. Niște bombe calorice. Am luat expresia chiar dacă. Ați folosit expresia asta? Când ești
bolnav tare, spunea Iov, chiar dacă mi s-ar nimici carnea și n-aș mai avea piele, tot voi vedea pe Domnul. Ați folosit expresia asta când ai trecut prin boală? Chiar dacă sunt bolnav, chiar dacă mă duc la spital, eu tot îl voi vedea pe Domnul, El se va arăta binevoitor. Eu la asta spun amin. Ai un faliment material? Păi vine Habacuc, nu? 3:17. Chiar dacă vița nu va flori, smochinul nu va da rodul, va lipsi rodul pe câmp, vor pieri oile în graj, boi în... Eu tot mă voi bucura în Domnul. El îmi face picioarele ca ale cerbilor și mă poartă pe înălțimile mele. Ați avut falimente materiale? Dați afară de la un serviciu, au închis compania. Am auzit că au fost prin, și prin America crize din astea materiale. Unii au pierdut casele, au rămas cu bani în bancă. Eu pentru asta am o expresie. Chiar dacă vița nu va înflori, smochinul nu-și va da rodul. Eu tot mă bucur în Domnul, că bucuria nu e legată de lucruri pământești. Bucuria mea e legată prin Duhul lui Dumnezeu, de Dumnezeu. Ați folosit expresia asta? Există momente de slăbiciune, de căderi, de alunecări. Și vine mica 7:8, nu te bucura vrășmașul de mine că am căzut. Căci iarăși mă voi ridica. Chiar dacă sunt în întuneric, Domnul este lumina mea. Suntem oameni, fraților, nu ne dăm mai pocăiți decât suntem. Oameni supus slăbiciunilor. Ioan spunea, dacă unul zice că n-are păcat, îl face mincinos și adevărul nu este el. Avem căderile noastre în ispită, dar și atunci eu spun, chiar dacă am căzut, dar iară mă ridic. Chiar dacă acum sunt umbră în întuneric, lumina mea este Domnul. Ați folosit vreodată expresia asta? Că spunea Hanania, Mișael și Azaria, Dumnezeul nostru poate să ne scape și ne va scăpa. Și chiar dacă nu ne scapă, noi tot nu ne închinăm. Chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrii morții, când ești bolnav și neputincios, Psalmul 23, toiagul și nu ia, ta mă mângâie. Exprimarea credinței se poate face verbal. Eu vorbesc ca un om care are credință. Ce vorbiți voi în casă? Când aveți probleme financiare. Ce vorbiți voi în casă când e o boală? Ce vorbiți voi în casă când unul a lunecat un pic? Aveți aceste expresii ale credinței? Să ni le dea Domnul. Dar credința nu se manifestă numai prin vorbe. Că până la urmă n-ar fi așa de greu. Dar credința se manifestă prin fapte. Pavel îi spunea lui Filimon în versetul 6, pentru ca această părtășie a ta la credință să se vadă prin fapte. 2 Petru capitolul 1, versetul 5, de aceea dați-vă și voi toată silința ca să uniți cu credința voastră fapta. Cu fapta, cunoștința. Aici când vorbește de fapte, nu-i vorba numai de milostenie și dărnicie, că dai tu niște bani, e bine și asta e o faptă, dar e vorba de fapte de credință. În casa mea, în familia mea, în mine, eu am credință și eu arăt că am credință unind credința aceasta cu fapta. Trebuie niște bărbați să servească la mesă, în Fapte capitolul 6, diaconi. Și au ales pe Ștefan, bărbat plin de credință. Și în lucrurile materiale trebuie credință. În Roman 12:3 spune, prin harul care mi-a fost dat, eu spun despre voi, nimeni să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci fiecare să aibă simțiri cumpătate potrivit cu măsura de credință. În exersarea darurilor duhovnicești ne trebuie credință. Eu unesc credința cu fapta. Vine Fapte, capitolul 16, 30-31, versetul. Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Crede în Domnul Iisus, vei fi mântuit tu și casa ta. Dar nu s-a oprit numai la asta. Chiar în ceasul acela, temnicerul i-a scos ăla din Filip, i-a dus la el acasă, a fost botezat, i-a așezat la masă și s-au bucurat împreună cu toată casa lui că au crezut în Dumnezeu. Aici credința îi unită cu fapta. Nouă ne trebuie și faptele credinței.
Noi cultivăm credința în familie, dar avem copii de 17, 18, 22, 23 de ani și nu primesc boteză. Zice, am timp să mă botez. Nu intră în stăruință după Duhul Sfânt. Că Petru spunea în Fapte 2 cu 37, după ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpuși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți, fraților, ce să facem? Pocăință-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele Domnului Iisus spre iertarea păcatelor, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Astea sunt rânduielile care urmează după credință. Ai credință, dacă ai credință primești botezul, dacă ai credință intri în stăruință, primești Duhul Sfânt. Astea sunt faptele credinței. În Filipeni spune 1:29, cu privire la Hristos, v-a fost dat harul nu numai să credeți, să și pătimiți pentru El. Deci e un har să crezi, e un alt har ca să suferi pentru Hristos. Asta e o faptă a credinței. În Iuda, versetul 3, spune, pe când căutam să vă scriu ceva despre mântuirea noastră de opte, m-am văzut silit să vă scriu, să vă luptați pentru credința care a fost dată odată sfinților pentru totdeauna. Asta înseamnă să păstrezi originalul. Asta înseamnă să păstrezi originalul. Frații mei, eu am îmbătrânit pe băncile adunării. Am peste 64 de ani de când merg la adunare, fără încetare. Și mulțumesc Domnului că m-a ajutat. Eu nu vorbesc de anumite schimbări care sunt inerente, trebuie să se întâmple. Eu vorbesc de originalul credințe, când se umblă la doctrină, când în casele și familiile noastre se schimbă credința. Că la noi în sat, la ortodoxi nu erau divorțuri. Și acum divorțul e ceva acceptat. Mereu pe unde merg mi se pune aceeași întrebare, legat de divorț și recăsătorie. Mulțumim Domnului că la noi nu avem probleme. Odată a venit un frate proroc și a spus, Domnul vrea să lovească, diavolul vrea să lovească cu divorț două familii. M-am aplecat înspre celălalt păstor, mi-a spus, știi ceva? Măi, nu știu nimic. În două săptămâni am în două familii ieșit la iveală. Dar pe noi ne-a ajutat Dumnezeu, i-am vizitat, i-am stat de vorbă, am postit tot adunarea pentru ei, ne-am rugat, acum sunt împreună ca la dragostea din tâi. Și mulțumim Domnul că a rezolvat-o. Nu știu dacă aici sunt sau nu sunt divorțuri, dar la început n-a fost așa. Când au venit la Domnul și au întrebat, este îngăduit unui bărbat să-și lasă nevastă? Nu, dar Moise ne-a dat voie, din pricina împietririi inimii voastre, dar la început n-a fost așa. Și Iuda spune să vă luptați pentru credința care a fost dată Sfinților o dată pentru totdeauna. Asta înseamnă să unești credința cu fapta. Să ne ajute Dumnezeu. Când vorbim de sănătatea în credință, ne raportăm la regimul alimentar. Trebuie să ne hrănim cu cuvintele credințe, adică cu promisiunile Domnului din Scripturi. Apoi credința noastră o demonstrăm într-un fel, prin felul în care vorbim și prin faptele astea ale noastre care le unim cu credința. Aș mai vrea să vă spun aici că ucenicii au venit la Domnul Iisus și puteau să spună, Doamne, or să spună mulți că au credință, dar pe ce-i cunoști? Și El spune, nu, aceia care au credință se cunosc. Marcu 16, iată semnele care vor însoți pe cei ce au credință, pe cei ce vor crede. Adică ăia care au o credință autentică, ei au niște semne care legitimează. Deci odată vorbim ca niște oameni credinței, odată avem faptele credinței, dar avem și semnele, legitimația. În numele meu vor scoate draci. Spunea fratele Viorel că e periculoasă zona asta. De câteva ori am fost și eu implicat. Până la persoane care dormeau legați cu chinga de la tir. Foarte agresiv. Și când am ajuns acolo, mi-au spus... Ați venit să mă legați? A spus, nu, am venit să te deslegăm.
Harul meu a fost că eram cu niște oameni mai puternici ca mine și mai pocăiți ca mine. Proroci, păstori, oameni cu experiență și tot mă dam în spatele lor. Și chiar soția spunea, păziți-vă că e foarte agresiv. Astă noapte băieța a reușit, l-a legat cu chinge, cu centurile de la tir și așa a dormit. Și mulțumim Domnului că după rugăciune a fost eliberat. Acum noi nu vorbim de aceea că numele meu vor scoate dragi, vor scoate duhuri. Poate nu ajungeți dumneavoastră în zona aceea periculoasă, dar am spus, din mine mai sunt duhuri care trebuie scoase, dar din familie, din casa mea, mai sunt duhuri care trebuie scoase. Eu cred că în spatele unor mari păcate sunt anumite duhuri. Că anumite păcate, sub influența acestor demoni, creează dependență. Cum e tutunul, cum e alcoolul, cum e drogurile, cum e pornografia, cum e jocurile de noroc. În care omul vrea să scape și nu mai poate, că are un duh în spate. Și am văzut familii năruite din cauza jocurilor de noroc. Și spun, măi băiete, nu te mai duci mai acolo, măi. Altul spune, frate, m-a înșelat diavolul și m-am uitat la ceva murdară. Mă, uite, hai facem o afacere. El nu era în țară. Când vrei să te uiți ceva, la ceva murdar, sună-mă pe mine. Spune-mi întâi mie că vrei să te suni, dar ce crezi, că nu te sună înainte, te sună tot după aceea. Eu îmi dau seama că acolo sunt niște duhuri. Pentru că, scrie în Filipeni 2:3, nu faceți nimic din slavă de șartă sau din duh de ceartă. V-ați certat deodată în familie? Ce pocăiți sunteți! Pocăiți sunteți foarte bine! Știți că cearta e dată de un duh de ceartă? Că așa scrie. Nu faceți nimic din slavă de șartă sau din duh de ceartă. Eram într-o familie și un frate proroc spune, măi, văd aici la voi un duh de ceartă vine, vă ațiți unul împotriva altuia, se retrage. Și voi de la amiază până seară vă certați în continuu și el e satisfăcut și n-ați avea motive. Dacă vă gândiți bine, nici nu știi de la ce te-ai luat la ceartă. Știți de la ce? De la un duh de ceartă. Și acum tu, ca și om plin de credință, trebuie să ai niște semne, o legitimație, să dai duhurile astea afară din casă la tine. Le poți da? Încerci? Dar băgați de seamă că acest soi de dragi, spunea Domnul, nu iese decât cu rugăciune și cu post. Mai avem rugăciune? Mai avem post în familie? Să știi familia, tata e în post azi, mama e în post. Postim și noi. Noi avem un obicei în adunarea noastră în care foarte multe, foarte multe duminici stăm în adunare dimineață până seara în post. Sunt cele mai frumoase părtășii de dimineață și balcon și copii și cor, toți stăm, ne-am învățat așa. Și vara când e cald, dacă nu avem nuntă, hai mai punem o zi de post. Și cineva spunea la un moment dat, da, și ce am câștigat că atât am postit? O, ce protecție pentru adunare, să n-ai familii divorțate, să n-ai nenorociri, să n-ai rătăciți. Cine știe ce s-a întâmplat dacă nu era posturile astea? Vă îndemn, ca și o familie, trăiți în post și rugăciune. Și scoateți afară aceste duhuri, în numele meu vor scoate dragi. Eu am văzut, nu am în Biblie, vă spun ce gândesc eu ca om și am numit odată duh de telefon. Duh de telefon, n-am găsit în Biblie și am spus, băi, duh de telefon. Odată mergeam cu un frate, mai mic un an ca mine, pe drum, și în față era o fată tânără, pocăită. O vorbi ceva la telefon și el îmi spune, măi, dacă tot mergem în urma ei, hai să vedem cât s-a ținut fata asta să nu se uite la telefon. Și mergeam pe drum și la 10 metri iar îl scoate, să uite, îl pune în buzunar. Mai merge un pic, iar îl scoate, îl pune în buzunar. I-a spus, uite, nu poate fără telefon. Dumneavoastră cât puteți? Acum sunteți mai mături, sunteți părinți, puteți fără telefon, nu? Eu îi spuneam la frață dimineață, la copiii mei le-am dat telefon când o termina clasa 8-a, că a început să facă naveta cu la liceu și voiam să știu unde să-i verific.
La un moment dat mi s-a părut că copiii, fata și băietul, stau cam mult pe telefon. Băi, mai lăsați telefoanele cele în pace. Da, 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 că mă ui cu nasul în telefon. Și odată m-a supărat întotdeauna, da telefoanele la mine. Le-am dat telefoanele, le-am pus într-o plasă și le-am ascuns. Dar eu știam că iau metode să le găsească, să sună, și m-am dus la mine în șură, că eu sunt din Bucovina, avem șura plină de iernate și avem vit în graj, și am ascuns în paie, am pus acolo. Măi, veneau dimineața în casă ca puiicei care o lăsa cloșca. Veneau să uitau roată, băi, vii foame, acolo e frigiderul, acolo dacă vrei să mături, mătura, uite acolo bea apă. Nu, nu. Și apoi odată am trimis un băiat să facă treabă prin graj și au găsit telefoanele acolo în șură unde le-am ascuns eu. Tata, am găsit ceva aici. Măi, le-am dat înapoi, că erau supărați tare. Eu știu un familie în care s-au făcut hotărâri o două săptămâni fără telefon. Fratele Viorel, el avea o întâlnire cu tineri, o spus fără telefon, dar o fată întreabă, ce fac cu focurile? Eu nu știu ce s-a cerea. Că au un joc și au 1000 de focuri, pierd focurile? Mă, nu-i mare pierdere, mă. Nu-i mare pierdere. Haide să punem mâna mai mult pe Scriptură, frații mei. Am putea noi scoate din casa noastră, că-s copiii noștri, că ne-s dragi. Și ca să tacă din gură, îi pun o tabletă. Era fratele Iliuță de la Vico. Spune, măi, m-a lăsat Nora cu copiii. Măi, atât am o chinuit, unul fuge încolo, unul fuge încoace, nu-i mai pot prinde, mă obosesc mai tare ca la cosit, măi. Așa niște copii de... Și când au venit, o scânora, o scos o cutie și le-a dat o cutiuță, tăți s-a strâns la cutie aceea, o scân, măi, uite cu minți stau. La voi stau copiii cu minți la cutiuța aceea? Da? Vă faceți treaba, vorbiți la telefon, cine știe la ce vă mă uitați și dumneavoastră și... Copiii stau la jocuri, stau la desene și n-aveți grijă lor. Nu este o creștere bună. Nu sunt eu fanatic și nici foarte rămas în urmă. Dar modul ăsta de a educa electronic copiii, le dau tableta să tacă, nu este bună. Mâinii, poi mâinii vor vedea și vor face ce au văzut acolo. Nici acele jocuri, nici acele desene animate cu religioase. Eu nu sunt de acord nici cu ele. Odată m-a ridicat în Consiliu Bisericesc că la copii le dă de colorat. La copiii mici le dă de colorat, normal să coloreze. Și am văzut cum Ioan Botezătorul îl boteza pe Domnul Iisus. Mă, dar Ioan Botezătorul avea un năsoi mare și strâm și niște care... I-a spus, frate, m-a ridicat desenul în Consiliu. Așa era Ioan Botezătorul, așa arăta Domnul. Frate, dragul, și pentru copii. Eu mă înțeles că e pentru copii. Eu am citit odată o carte scurtă, mică, Ilie Tijbitul. Și pe copertul era un bătrân cu o pălărie, cu o cămeașă roșie cu albastru și stă așa. De câte ori predic de Ilie, de atunci până acum, eu mi-l imaginez pe Ilie cu o cămeașă roșie cu flori albastre și cu o pălărie. Nu mai am acea imagine care mi-o dă Duhul. De aceea Dumnezeu la evrei nu i-o lăsa să facă, n-ați văzut niciun chip, nu faceți niciun chip. Cât o fotografie vorbește cât 1000 de cuvinte. De aceea, frații mei, n-am vrut să intru pe tărâmul ăsta al educației copiilor, că dumneavoastră sunteți părinți cu minte. Nu e educație electronică, nu numai cu telefonul și cu tableta. Sunt duhuri care vor pune stăpânire pe ei. Și așa vorbește Numeri, duc de gelozie, când apare între bărbați și nevastă, nu dați loc la duhurile astea. Am mai povestit, veneam din Ardeal, înspre Moldova, mă sună un prieten, măi, dacă treci pe la acutare, e patronul meu, te rog frumos, intră pe la el, fă o rugăciune. Am intrat, eram cu un frate proroc, cu fratele Liviu, un geniu. Vrea omul să ne servească, are zeci de angajați, nu știu nici cum îl cheamă. Numai, hai să facem o rugăciune. Ne ridicăm de pe genunchi, și fratele Liviu îi spune ei, n-ai niciun motiv, niciun motiv nu ai. Bă, dar ea se face roșă ca focul. El începe să plângă. Eu nu pricep nimic, nu ies în mașină, bă, ce lucrare e asta? Băi, mi-a arătat Domnul că e atât de geloasă pe el,
Dar el are o afacere. Dacă vine seara acasă, ia telefonul. Cu cine ai vorbit? Cine e asta? Iar telefonul. Și mi-a arătat Domnul că el e cu minte. El e băiat pocăit. Știți ce rău e când intră duh de gelozie, o gelozie din asta nejustificată? Să nu fie între voi. Să dărâmă familii. Eu cunosc familii de intelectuali, s-au despărțit după ce au conviețuit un pic, niciun comitet și niciun frate nu i-a mai putut lămuri. Mai bătrân ca mine, are 70 de ani. El a rămas necânsurat, ea a rămas nemăritată, pentru că se gelozeau unul pe altul. Și gelozia asta e un duc de gelozie, spune în Cartea Numeri, în capitolul 5. În Împărați 22:22 spune, cum voi face? Voi fi un duh de minciună, că minciuna e dată de un duh. Și în casă n-ai voie să ai minciuni între bărbați și nevastă, între părinți și copii. Asta e dată de un duh, este un duh de minciună. Că te prinde cineva și spune, băi, așa am fost inspirat, i-am spus asta, așa am scăpat. Bun, dar de cine ai fost inspirat? Că scrie în Ioan 8:44 că diavolul îi mincinos de la început și tata minciunii. Dar noi suntem familiști, ca să nască un copil nu trebuie numai tată, trebuie și mamă. Și dacă diavolul e tata minciunii, mama cine? Mama ești tu care te unești cu diavolul și spui o minciună. Eram o altă în adunare și îmi spune Duhul Sfânt, vorbește despre minciună. Eu zic, Doamne, n-am o predică așa ordonată. Și în fracțiune de secundă am primit o predică despre minciună, de la nașterea minciunii până la răsplata minciunii, când Apocalipsa spune, afară sunt mincinoși, cei care iubesc minciuna și trăiesc în minciună. Nu știu dacă vă spun, nu face parte din conferință. La urmă vine un bărbat, eu sunt sat, îi cunosc pe toți, era unul nepocăit. Mă oprește la un pace, Doamne, frate Drauș. Eu sunt om care trăiesc în minciună, de 12 ani. Cum mă trăiești în minciună? Dar ești pocăit? Da? Botezat? Da? Botezat cu Duhul Sfânt? Da? Dar trăiesc în minciună. Băi, hai, la mine acasă, hai, explică. Acum, povestea a trecut, poți să o faceți publică. Îmi spune, eu am fost dintr-o familie rea, răi și nepocăiți din zona Brașovului. Am furat, am făcut de toate. Până la urmă m-au prins și m-au condamnat la 6 ani cu executare. Eu, ca să scap de pușcărie, m-am dus la o societate de pompe funebre, mi-am cumpărat sicriu, coroane, lumânări și mi-am înscenat în mormântare. Am spus, n-aveți un medic, semneze certificatul. Ba da, era unul ieșit la pensie. Mi l-a semnat. Tata mă îngropa și eu am fugit în Spania. Și eu de 12 ani figurez ca mort. Între timp m-am căsătorit cu o basarabeancă, am 6 copii, m-am pocăit, frații vor să mă pună conducător de adunare, dar eu trăiesc în minciună, ce să fac? Și îmi povestește el, mă ducem la Brașov duminică dimineața, o polițistă rea, ăla puteți amenda. Mă oprește actele dumneavoastră, ce? Buletin, certificat, permis, asigurarea. I-am dat asigurarea și certificatul, zic că buletin nu am, dar pot să vă dau asta. Și dă certificatul de deces. Ăla se uită, domnule, îți bagi joc, hai că n-am chef de glume, și de, hai, du-te, o scăpat. Dacă ne-a născut ultimul copil, s-a dus să înregistreze, cine-i tata? Îi spun numele, spune, vă rog, inițiale, spune inițiale. Domnule, mai spuneți o dată. Și că, domnule, de la noi omul ăsta figurează că e mort. Și că, da, eu sunt, așa figurez, am certificat de deces, dar eu am 6 copii, doamnă. Ăla a chemat un polițist, a chemat un procuror și procurorul îi spune, măi, n-am ce face, nu pot să-l amendez, că mă dau ăștia la ziar, că m-am amendat un mort. Nici nu pot să-l arestez, ce, arestez mort? Și îi spune, băi băiete, du-te la judecătorie și prin instanță judecătorească anulează certificatul de deces și îți dă altul de naștere. Într-o zi mergeam la o adunare și mă sună, pace frate Dragoș, pace, știi cu cine vorbești? Nu, cu mortul de la Brașov, am reușit, acum trăiesc iar. Apoi nu s-a trăit chiar așa în minciună aici la Chicago, nu? Nu se poate chiar așa. Dar minciunele mai mici prin familie aveți? Dar ăsta e un duc de minciună.
Când minți nevasta sau o faci să creadă altceva, că o jumătate de măr lângă pusă, o jumătate de măr, e un măr întreg. Dar o jumătate de adevăr lângă o jumătate de adevăr, e o minciună întreagă. Și atunci când în casa ta e promovată minciuna, sau insinuările, sau îi dai de înțeles altceva, dar nu adevărul, acolo este un duc de minciună. Și Domnul spunea, în numele meu veți scoate dragi. Mai este o familie în care e trăită, promovată sau practicată minciuna? Asta nu-i familie sănătoasă în credință. Familia sănătoasă în credință are o vorbire inspirată de la Duhul Sfânt, are faptele credințe, are semnele credințe. Veți vorbi în limbi noi și multe îți vor pune mâinile peste bolnavi, nu păstori, nu proroci. Eu cunosc o familie care avea băiatul o febră extraordinar de mare, nu mai putea. Sună la salvare, unul îi spune, domnule, uite un pic pe geam. Nu circula nicio mașină, troiene, viscoli, zăpadă. Stă cu copilul și spune, o lua copilul în brațe. O spune, Doamne, eu nu-s presbiter, ăsta-i copilul meu, l-am primit de la tine. Te rog, vindecă. Până dimineață copilul nu mai avut nimic. Am cunoscut un frate care e slujitor la noi. Nevastă era bolnavă, o căzut dintr-o dată. Și ce ai făcut, măi? Ce am făcut? Mi-am pus mâinile peste ea, m-a rugat și Dumnezeu a vindecat-o. Îs practicile astea la noi în familie? Că avem dreptul ca tată, eu sunt preot în casa mea, am dreptul să fac lucrurile acestea. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Am vrut să vă spun că Domnul mi-a dat cuvântul ăsta să-l aplic în viața de familie. Sănătos în credință, în dragoste, în răbdare. Ce înseamnă sănătos în credință? Să te hrănești cu cuvintele credinței și ale bunei învățături. Ce înseamnă sănătos în credință? Să vorbești plin de credință. Să ai faptele și semnele unui om credincios. Și tot sănătos în credință, spune în 2 Corinteni 10 cu 15, dacă credința voastră va crește, va crește și câmpul nostru de lucru. Adică, biologic, probabil, un om crește până la 25 de ani, așa, nu știu exact. Dar în omul dinăuntru, creșterea noastră poate fi mereu crescândă. Când străbat aceștia valea plângerilor, prefac într-un loc plin de izvoare, Psalmul 84, ploaia timpuriu acoperă cu binecuvântări. Ei merg din putere în putere, fie dar familia voastră, să crească în credință. Pavel spunea 1 Corinteni 3 cu 1, băi, voi tot prunci ați rămas. Tot prunci. N-am putut să vă dau hrană tare, o trebuie să vă dau lapte, că nu puteți suferi hrana tare. După ani și ani de pocăință, să nu poți mânca un pic mai tare, tot prunc, tot să te împiedici, tot să cazi jos, tot să te cerți cu frații tăi, tot prunc în Hristos. Un om sănătos în credință crește. Domnul să ne ajute! Acum, la tot regimul ăsta alimentar, ni se mai îmbolnăvesc copiii. Și când ni se îmbolnăvesc copiii, le dăm pastile. Și pastile nu ne plac. Mie nu-mi plac nici injecții, nici pastile, eu le evit tare, tare, tare. Dar câteodată trebuie să dai la copil, ții gură și dai pastile, așa, cu lingura. Parcă în Titul 1 cu 13 spune acolo pastilă, mustră-i ca să fie sănătoși în credință. Nu vă place mustrarea. E o pastilă pentru sănătatea dumneavoastră. Vreau ca în Chicago, familie care sunteți aici și alte ce n-au putut veni, și familia mea, să fim sănătoși în credință. Amin.